Salutare lume și bine v-am găsit la un nou Q&A pe acest canal. N-am mai filmat de mult un Q&A, știu că a durat ceva timp, dar nu-i bai. Am pus o status pe Facebook să-mi lăsați niște întrebări și văd că mi-ați lăsat. Și dacă vreți să mai continui cu Q&A-urile, nu uitați de un like și un subscribe, ca să mă motivează să continui și să începem cu Q&A-ul. Prima întrebare. Georgian Mureșan, îți place Ariana Grande? Ariana Grande. Nu știu, nici nu ascult. Da, întrebare, ei place de mine. Următoarea întrebare. Alex, ce ai face dacă ai avea 1 milion de abonați, cea mai tare camera ta de gaming și o vilă? Dacă aș avea, ce aș face? Aș continua cu YouTube-ul, puii mei, ce să vrei să fac altceva. Torz Adrian, vecină promovare unui YouTuber mai mare, Shelly, Max, Ilie, etc. Mai încolo, pe când ajung eu pe la 1000-2000 de abonați, pe atunci pot eu să cer promovări. Acum, eu nu sunt drăguș. Ce ai face dacă cineva ți-ar sparge contul de YouTube și ți-ar șterge videourile? Ce ați face? Următoarea întrebare este de la Andrei Jr. Când facem un vlog împreună? Păi, trebuie să-mi organizez și eu niște timp. Voi vedea și eu când vezi și eu timpul meu liber și multe alte chestii. Cred că o să facem la iarnă. Facem, nu cred că la iarnă, dar când am timp, pot să fac cu tine un vlog. Top Alexandru, câți ani ai și de ce te-ai apucat de YouTube? Am 14 ani, oficial am buletin. De ce te-ai apucat de YouTube? M-am apucat de YouTube pentru că pe atunci, pe când nu știam eu de faza asta cu YouTube, eram așa plictisit, mă. Și m-am uitat odată la un vlogger român, nu mai țin minte la care m-am uitat, la Max. Și de atunci, bă, hai să mă apuc și o să văd ce fac. Și prima dată am filmat gaming. Și de atunci am urcat. Este de la Orantos Micar. Cât e ora? Stai să văd. 1350. Următoarea întrebare este de la Mircea Pop. Dacă în fața casei tale ar rula un fan, ce ai face? În primul rând, mi-aș găsi un costum de clown. Al doilea rând, un cuțit. Al treilea rând, un pistol. Al patrulea rând, un tank. Al cincilea rând, o bută de baseball. Al șaselea rând, o foarfecă. Ce aș face? Mi-aș lipi gura cu bandă scotch. Giulia, Giulia, ce culoare îți place? Roșu. Și ultima și penultima întrebare, adică ultima întrebare care nu o să fie ultima, deci ultima o să fie. Alessio Ghiridi, de când faci YouTube? De 2014. Din august. Da, atunci am fost eu nebun și m-am apucat să fac YouTube. Deci, lume, cam atât a fost cu Q&A-ul. Dacă a fost scurt, nu-i bai, nu mă interesează. Nu uitați de un like și un mare subscribe. Dacă mai vreți Q&A-uri, spuneți-mi în comentarii sau pe Facebook, dar te rog, nu mai trimiteți mesaje. Și nu uitați, vreau să strâng 15 like-uri la acest video ca să fac următorul video, deci cam atât a fost, eu am fost Nuțu și vă salut. Pa, pa!